eu sunt? Hai, salut, eu sunt Andrei, e Țanca. Bine ai venit la vlogul ei. 6, 6, am intrat pe ștrase. Joc pase, pase, am intrat în case. E sâmbătă, deci poți să fii pe fază. Intră pe YouTube și vezi ce mai postează. Abonează-te, man, ca să fii în prim plan. Dă-i și like la video, că dacă nu te arunc pe geam. Da, să știi că da. Hello, eu sunt Anca și habar nu am cum să socializez cu oamenii. Și aici nu mă refer la faptul că nu cunosc cuvintele și nu știu cum să leg două propoziții, sau poate și asta, ci la faptul că sunt situații și situații în care forțez cuvintele și ceea ce spun și nivelul de politețe pentru a crea o impresie cât mai plăcută. Ceea ce de cele mai multe ori face o... Păi na, uite, azi am mâncat pizza. O, vai, ce fain, ce poftă mie și eu vreau să mănânc pizza, doamne, deci abia aștept să mănânc pizza, deci n-am mai mâncat pizza de atât timp. Păi mănâncă! Păi da, da, o să mănânc, o să mănânc. Și ce mai zici? Ce ciudat. Și da, asta este unul dintre motivele pentru care am mai mulți prieteni în mediul online decât în viața reală. Sau cel puțin asta cred eu, pentru că nu am prieteni deloc. Atunci când sunt în spații populate, la școală, în parc, la mole, etc., văd o mulțime de lume și mereu am tendința să observ o persoană care să-mi atragă atenția. Fie pentru că mi se pare interesantă, fie pentru că mă dezgustă, dezgustă în sensul de oh, uite cocalarul sau pițipoanca supremă. Imediat eu încep să mă holbez la acea persoană, iar dacă acea persoană întoarce capul să vadă cine este acel specimen care o măsoară din priviri, eu imediat voi întoarce ochii în altă parte, pentru că asta fac eu, pur și simplu, vreau să fiu absolut invizibilă pentru acea persoană, nu vreau să mă implic, să fac schimb de priviri și chestii de astea și așa creez o mulțime de scenarii în cap. Dacă mă crede o ciudată, dacă vede că nu îmi stă bine părul, ori mai am coșul ăla pe față? Dacă crede că mă holbez de el pentru că e urât. Da, în loc de ea nu-mi păsa deloc. Și urăsc faptul că nu pot să mă uit la o persoană, mai ales când acea persoană este drăguță și arată bine și întoarce privirea către mine, mă intimidează. Și nu știu cum să repar asta. Încerc, chiar încerc să repar. Nu-mi place să stau la discuții, mai ales când merg pe stradă și mă întâlnesc cu o persoană pe care nu am mai văzut-o de mult timp. Nu este neapărat pentru că nu vreau să vorbesc cu acea persoană. Bine, și asta. Dar pur și simplu nu vreau să intru într-o conversație în care să-mi arăt skill-urile de a vorbi pe care nu le am. Așa că ori salut și plec imediat până să aud că îmi răspunde, ori mă îndepărtez încet gândindu-mă. Poate nu mai ține minte, degeaba o salut, dar dacă o să creadă că sunt o nesimțită după, dar dacă o salut, poate chiar o să se gândească că nu mă cunoaște. Eu una chiar nu înțeleg oamenii care mă salut dacă nu mă cunosc, adică e o porcărie. Cred că nici nu mai ține minte numele, o să trec pe lângă ea uitându-mă în altă parte. Pentru că asta este ce facem noi, oamenii cărora ne este incomod să ne manifestăm în fața altor oameni. De când am început vlogul, încep să vină la mine diferiți oameni, copii mai mici decât mine, care să-mi spună că le plac vlogul meu și mereu mă întreabă: tu ești Anca? Da! Păi... voiam să zic că îmi plac vlogurile tale. Mulțumesc! Trebuie să mai zic altceva? Ce ciudată! Sunt groaznică. Nu vreau să vă gândiți că sunt o nesimțită sau antisocială sau ceva, pentru că am comportamentul ăsta. Uite, încerc să fac dintr-un subiect serios care afectează o mulțime din tinerii din ziua de astăzi ceva amuzant, deși nu este amuzant, dar ceva despre care să auzi cu plăcere. O, doamne, sunt groaznică. Faza e că mi-a luat 2 ani jumate să vorbesc despre chestia asta și să fac un vlog despre un subiect așa, mai serios, și să-l transpun în ceva plăcut la vedere. Sper. Chestia este că atunci când sunt în jurul oamenilor, mă pierd! Urăsc să lucrez la proiecte în echipă. Urăsc să ies cu un grup mare de oameni din care nu cunosc pe niciunul suficient de bine. Urăsc să mă manifest în public. Și toată chestia asta cu ignoranța este doar o mască. Să spunem că sunt speriată. Da, speriată. Așa că dacă vii la mine și vrei să vorbești cu mine, nu știu, dacă vezi vlogul ăsta, încearcă tu să mă dezgheți, pentru că eu sunt mai închisă. Și eu încerc să fac și vlogul este unul dintre lucrurile care m-au ajutat enorm să mă deschid și să mă manifest în felul meu. Măcar aici, pe bunul nostru prieten. Yay! Aplauze pentru internet. Aplauze! Și am scris scenariu pentru vlogul ăsta azi noapte, pe la 2 noapte, și mi-a dat o stare foarte nasoală să-l scriu. Așa că dă-l încolo de scenariu.
haideți să vorbim despre lucruri frumoase. Continuăm. Sunt sigură că nu sunt singura persoană care chiar și pe internet uneori dorește să vorbească cu cineva foarte mult și pur și simplu se gândește că acea persoană va fi enervantă. Și recent mi s-a spus că sunt o profitoare pentru că vorbesc cu unele persoane doar atunci când am nevoie de ceva de la ele. Deși s-a dovedit a fi o glumă. Și nu, știți cum se treaba. Eu vreau să vorbesc și îmi place să vorbesc, mai ales când am subiecte de astea de vorbit. Dar dacă atunci, uneori, vorbesc cu unele persoane și mă gândesc că dacă le enervez sau dacă n-au chef să vorbească cu mine. Și după mă simt prost pentru că sunt și alte persoane care vor cu mine să vorbească și eu mă comport așa și jur că nu vreau neapărat, dar chestia asta cu anxietatea și închiderea și faptul că este greu să vorbim cu alte persoane este o problemă care se găsește în destul de mulți din adolescenții din ziua de astăzi. Așa că aș dori să vă răspundeți la întrebarea. Vouă este ușor să comunicați cu oamenii? Sunteți deschiși? Ce faceți atunci când nu primiți răspunsul pe care îl doriți? Sunt groaznică. Lăsați-mi la comentarii dacă v-a plăcut filmulețul de astăzi, care este unul destul de deprimant, aduceți coliva, glumesc. Nu uitați să-i dați un like și restul, nu o să fac o pledoarie să vă abonați la mine și toate restul, așa că vă mulțumesc că m-ați urmărit și până data viitoare, adios! Trebuia să închid, nu? Adios!